zile de doliu național în Turcia după cel mai sângeros atentat terorist din istoria recentă a țării. Bilanțul morților a crescut la aproape 100, iar autoritățile îi caută în continuare pe vinovați. Deocamdată se știe doar că masacrul a fost provocat de doi atentatori sinucigași care au vizat mulțimea strânsă la un meeting pentru pace. Nu este exclus că ambii kamikaze să fi fost afiliați statului islamic sau unei grupări de extremă stânga, a declarat premierul turc. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Spiritele s-au încins atunci când un grup de oameni s-a apropiat de cordoanele de polițiști pentru a aduce flori la locul masacrului de ieri. Forțele de ordine au încercat să-i disperseze cu gaze lacrimogene, pe motiv că anchetatorii culeg încă probe din zonă. BMW seria 3 a fost creat să te încânte la fiecare viraj în parte. Plăcerea de a conduce, inegalabilă. BMW seria 3 Advantage. Exactly what no one wanted to see happen here. All they wanted to do was lay flowers down at the scene of where the attack took place. Miile de oameni care au vrut să-l aducă un omagiu victimelor au reușit să-și țină demonstrația în fața unui centru comunitar din capitală. De altfel, în toate marile orașe ale țării au avut loc proteste față de atentatul de ieri, cel mai sângeros din istoria recentă a țării. La Izmir, manifestația s-a încheiat cu violență între demonstranți și forțele de ordine. Până acum, atacul n-a fost revendicat, însă premierul turc a arătat cu degetul spre organizațiile pe care le suspectează. Formațiunea rebelilor curs, PKK, gruparea jihadistă Statul Islamic și Partidul Revoluționar de Eliberare, o formațiune de extremă stângă. Avem indicii foarte puternice că atacul a fost comis de doi atentatori sinucigași. Președintele Recep Tayyip Erdogan a denunțat și el un atac plin de ură la unitatea și pacea Turciei și a chemat la solidaritate și determinare în fața terorismului. Însă principala formațiune legală pro-curdă, care s-a numărat printre inițiatorii manifestației de ieri de la Ankara, consideră că responsabil pentru teribilul masacru este chiar guvernul turc.